O să avem nevoie de 250 de grame de făină, 100 de grame de lapte, eu am cântărit totul în grame, 5 grame de drojdie uscată, un praf de zahăr, aici o jumătate de linguriță de sare, circa 5 grame, și 30 de grame de ulei. Și o să începem să punem în laptele călduț. Așa. În laptele călduț, am încălzit puțin laptele. O să punem zahărul nostru. Amestecăm. Adăugăm și drojdie uscată. Așa. Și să citiți instrucțiunile de pe cutie, să vedeți dacă se pune direct în făină, drojdia uscată, sau se pune la dizolvat cu puțin zahăr, în lapte călduț sau apă călduță. Și lăsăm să se dizolve aici. Așa. Acum, noi vom pune sarea noastră peste făină. Așa. O vom amesteca cu palițică. Vom aștepta ca drojdia să se dizolve. S-a topit drojdia. Așa, acum o punem aici peste. Amestecăm. Adăugăm și puțin ulei. Și amestecăm așa bine. Așa, acum vom amesteca cu mâna. Adăugăm și restul de ulei. Și frământăm bine. Vom pune pe masă de lucru. Și vom frământa așa. Puteți adăuga făina peste drojdia cu lapte. Apoi zahărul și uleiul. Și făina o adăugați treptat, treptat. Și dacă vi se pare că este prea multă, adăugați cât intră. Sau dacă nu, vi se pare că aluatul, cum am făcut eu, este prea tare, mai adăugați o lingură, două, trei de lapte. Așa, ia uitați aluatul cum a venit. Acum depinde și de făină, cât este de uscată, cât este. Acesta este aluatul. O să-l împăturim așa. O să rupem. Și o să ne facem, o să-l împăturim așa. Vedeți? Așa. Așa. O să tragem așa în sus. Vedeți? Așa, strângem așa puțin. Ia uitați, aici facem codița. Așa.
Aici avem ciocul nostru. O să tăiem așa puțin. Aici avem codița noastră. Așa. Ciuful. O să tăiem aripioarele. Una și două. Așa. Ia uitați-le. Așa. Se vede? Așa. Și acum să încercăm să punem doi ochișori. Așa. Aici o să punem un ochișor. Și aici altul. Aici am câteva mac, cu mac. Am să o unesc cu mac. Am dat vârful acestui instrument prin ulei. Apoi prin puțin mac. Vedeți? Așa. Și punem așa aici. Și avem primul nostru puișor. Ia uitați-l. Așa, și o să mai facem unul. Tot la fel. Luăm și întoarcem. Ne să-l cântărim să-i facem egal. Deci are 70 de grame puișorul. Așa, acesta este lotul care ne-a rămas. Pe fiecare noi o să-l tragem așa, ca să formăm puișorul nostru. Și tragem așa cu mânuțele de desubt și îi dăm așa o formă rotundă. Și îl punem așa aici. Tot la fel, tragem. Așa. Doi. Și pe al treilea. Și strângem așa. Și avem acum. O să tragem. Ia uitați puișorul, vedeți? Așa. O să tragem și o să facem un capul la fiecare așa aici. Așa. O să le facem așa împreună. Așa. Apoi o să tragem aici în spate, să-l dau așa că nu se vede. Am să trag așa și să facem codița. Aici mai ne facem căpușorul așa și strângem. Strângem așa un pic cu mânuțele. Așa. Facem codița. Căpușorul. Așa. Vedeți? Cu mânuțele, pur și simplu. Și codița. Așa. O să tragem și ciocul. Aici. Apoi îi dăm la cuptor. Așa. Acum cu forfecuțul o să tăiem așa aici. Codița. Așa. O să-i tăiem și un ciuf. Așa. Creasta. Așa.
Acum o să tăiem și aripioarele, vedeți? Așa. Fac o tăietură aici și o tăietură aici. Și facem așa, cu forfecuțul. Așa. O tăietură aici, o tăietură aici. Așa. Și aici tot la fel. Așa. Acum o să dăm ochișorii într-o parte și în cealaltă. Așa. Și apoi am să umezesc cu puțin ulei vârful și am să dau un puțin mac. Vedeți? Am aici puțin ulei, am umezit. Ia uitați. Și punem așa aici. Umezim, punem și punem ochișorii. Așa. Și acum punem totul într-o tavă. Vom pune totul într-o tavă. Așa. Așa.